Așa cum v-a spus Gelu, eu nu vorbesc în public aproape niciodată. Asta este, dacă e să număr pe degetele de la o mână, iată așa și au rămas astea. M-am pregătit. Tema pe care mi-a dat-o mie Gelu suna așa, investiția în educația timpurie. Investiția este o treabă serioasă, nu-i așa? Când ne gândim la investiție, ne gândim să căutăm argumente. E foarte ciudat aici că nu vă văd și e ca și cum aș vorbi singură. Deci, cu îngăduința dumneavoastră, mă scuzați pentru ce nu se va potrivi acestei scene. Investiția e o treabă serioasă și ca să luăm o decizie de investiție, trebuie să căutăm argumente care să-l convingă pe investitor că merită să-și pună resursele de orice fel în investiția respectivă și că la final va primi o rentabilitate cel puțin mulțumitoare. Am început povestea educației timpurii în 1994. În 1998 am înființat centrul Step by Step și de atunci promovăm educația timpurie. Vorbim foarte mult despre importanța educației timpurii și despre diferența pe care o poate face în viața fiecărui copil și în viața fiecăruia dintre noi, investiția în educația timpurie. Mă pregătisem să vă invit într-o călătorie de argumente economice, argumente științifice, prin care să vă conving cât este de important să investim. Dar ascultând poveștile antevorbitorilor mei și copleșită fiind de ele, trebuie să mărturisesc, am ales să încerc să vă conving cu povestea centrului Step by Step și a colegilor și a echipei cu care am eu privilegiul să lucrez de peste 20 de ani. E adevărat, în toate discuțiile mele cu Gelu, ajungem la discuția despre de ce despre educație timpurie nu vorbește nimeni. De ce nu vorbim despre educație timpurie? Dumneavoastră ați vorbit foarte mult despre școli. Eu am să vorbesc despre creșe și grădinițe. Nu știu dacă despre creșe auziți vorbind. Despre grădinițe probabil că mai auziți. Despre creșe mă gândesc că foarte puțin. S-ar putea nici să nu mă încadrez în timp, dar am învățat că timpul este resursa nelimitată pe care cel puțin în această seară o avem noi așa la dispoziție. Dacă dumneavoastră ați reușit, cu siguranță o să-mi iasă și mie. Mă străduiesc și dacă-mi iese la primul discurs public este minunat, atunci o să am curaj și pentru al doilea. Am început în anul 2000 cu prima campanie care a fost în România pentru educație timpurie, numită Valorizarea copilului și a copilăriei. Și aș vrea să vă spun aici că atunci când noi la centru Step by Step vorbim despre investiția în educație timpurie, vorbim de fapt despre investiția în fiecare copil și copilăria lui. Și nu numai pentru copil și copilăria lui, ci și pentru noi fiecare adult care însoțim copilul în copilăria lui. La un moment dat o să mă mut pe partea cealaltă a acestei buline roșii pe care refuz să mă așez și o să îndrăznesc să vă spun că după una din definițiile pe care le folosim, noi la centru Step by Step am putea să spunem că ne-am atins potențialul maxim. Cred că e o chestiune de definiții. M-aș strădui... Nu. Dacă e cineva de vină pentru că educația timpurie nu este unde ar putea să fie, că nu știu unde trebuie să fie, dar unde ar putea să fie, atunci ne asumăm noi la centru Step by Step mare parte din vină. Mă întorc în anul 2000 la campania Valorizarea copilului și copilărie, când am început o discuție despre ce înseamnă copilăria timpurie pentru dezvoltarea fiecăruia dintre noi. Am găsit atunci sprijin, înțelegere, entuziasm în regretatul director al Teatrului Creangă, regizorul Cornel Todea, care ni s-a alăturat
fără să clipească din ochi, și am avut atunci o campanie cu care am reușit să punem pe agenda conversației publice educația timpurie. Mai apoi am găsit un inspector școlar general la județul, în județul Tulcea, care a avut curajul să ducă educatoare dintr-o grădiniță step-by-step în creșele din oraș și să ducem componenta de educație în servicii care la vremea respectivă erau servicii medicale. Mai apoi abia au devenit servicii cu componentă socială și medicală când au trecut de la Ministerul Sănătății la autoritățile locale. Aș face un arc peste timp și aș ajunge în anul 2016, când s-au făcut grupurile de lucru pentru România Educată și am avut onoarea să co-coordonez grupul pentru educație timpurie, acela fiind, din punctul meu de vedere, un moment în care educația și îngrijirea timpurie au primit o recunoaștere mai importantă decât tot ce se întâmplase până atunci. În tot acest timp am folosit argumentele economice, care n-au convins pentru multă vreme prea mulți oameni, unul dintre ele fiind un premiu Nobel, primit de un distins economist american, care a dovedit că un dolar investit în serviciile de educație și îngrijire timpurie, de calitate, e adevărat, generează un randament de 7 dolari. Mai apoi, în 2014, același economist american, fără să primească Nobelul de data aceasta, a demonstrat că un dolar investit în servicii de educație timpurie, în special în comunitățile defavorizate, pentru copii cu vârste de la naștere la 5 ani și familiile lor, are un randament de 13 dolari anual pentru fiecare copil, în rezultatele învățării, în stare de sănătate, în servicii sociale și rezultate economice. Cu toate astea, lupta noastră a continuat, pentru că nu e așa, cine se uită la un premiu Nobel luat aproape pentru educație timpurie, deși el a fost un premiu Nobel pentru economie. La asta s-au adăugat toate informațiile oferite de neuroștiințe, care prin intermediul noilor tehnologii și al imagisticii ne-au arătat imagini pe care nu credeam că o să le vedem vreodată, despre ce înseamnă dezvoltarea creierului în perioada de dinainte de naștere și în perioada primilor ani de viață. Și am înțeles atunci, cu toții, sper, că asta este perioada în care, așa cum a spus Gelu, se așează fundația pentru tot ce înseamnă capacitate de învățare și adaptare pe mai târziu. Investiția în educația și îngrijirea timpurie este precum investiția într-o casă. Dacă există cineva în sală care a construit o casă, e Gelu, dar nu se pune, știe că cea mai mare parte a bugetului pentru construcția unei case se duce în fundație și structura de rezistență. Și noi continuăm să punem peste fundație și pe structura de rezistență, cărămidă cu cărămidă ridicăm pereții, așezăm planșeele, acoperișul, mobilierul și toate elementele de design interior, care ne dau confortul să ne trăim viața cu bine, cu frumos, bucuroși și împliniți. Și cu sentimentul de siguranță, luând însă de bun sau for granted, cum spun americanii, fundația și structura de rezistență. Schimbăm mobila, reparăm acoperișul, zugrăvim casa, dar aproape niciodată sau aproape întotdeauna, dacă suntem nevoiți să intervenim asupra fundației și structurii de rezistență, costurile sunt imense. Mă mut acum aici și vă spun așa, aș îndrăzni să spun că noi la centru Step by Step am putea spune că ne-am atins potențialul maxim, pentru că avem în România în acest moment un cadru legislativ care reglementează serviciile de educație și îngrijire timpurie și de calitate și inclusive. Avem finanțarea pe care nici nu știu dacă atunci când am pornit pe drumul ăsta am sperat vreodată să o avem, și anume finanțare pe antepreșcolar pentru serviciile existente, puține la număr, dar ele sunt.
Avem buget pentru prima dată în 30 și câți ani au trecut ei din 1989, special destinat construcțiilor de creșe și asemenea buget pentru dezvoltarea unor servicii pe care noi le-am numit complementare, le-am pilotat în proiectele noastre, un proiect pe care l-am avut în județele Bacău și Brașov și pentru care există în acest moment buget să fie dezvoltate în mod deosebit în acele comunități în care nu există servicii formale de educație timpurie, respectiv creșă și grădiniță, sau în comunitățile unde, deși aceste servicii există, ele sunt insuficiente. Deci aș putea spune, da, ne-am atins potențialul maxim. Mă mut la loc, pentru că nu ni l-am atins, pentru că nu banii rezolvă problema. Calitatea serviciilor de educație timpurie vine în primul rând din calitatea resursei umane și a profesioniștilor care lucrează acolo și care, dacă la ora de istorie este doar profesorul de istorie și la ora de filozofie poate doar profesorul de filozofie în fața copiilor, în grupă, în serviciu de educație timpurie, este nevoie de o echipă multidisciplinară, pentru că în educație timpurie, în serviciu de educație și îngrijire timpurie, trebuie să oferim în egală măsură serviciu de sănătate, oportunitatea de învățare, îngrijirea receptivă și nutriția adecvată. Și asta este provocarea care ne așteaptă, pentru că în serviciile existente nu avem personal calificat, dar nu ne permitem să-l pierdem și atunci trebuie să fim suficient de determinați și de creativi să inventăm, să construim și să implementăm acel sistem care să-i susțină pe acești oameni și să formăm, să formăm și să recrutăm și să reținem, să aducem către serviciile de educație timpurie profesioniști care să ne asigure calitatea serviciilor pentru care avem banii despre care v-am povestit când eram pe partea cealaltă a bulinei. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc tuturor sărbători cu bine și anul nou așa cum vi-l doriți. Și pentru, am fost la o conferință zilele trecute și la finalul urării era așa cum vi-l doriți și îl meritați fiecare. Și sunt sigură că fiecare meritați un an 2023 minunat. Vă mulțumesc!